Municipiul Drobeta Turnu Severin va fi împodobit și anul acesta, în luna decembrie, cu mii de luminițe și zeci de figurine colorate. Însă, din cauza pandemiei de coronavirus, vor lipsi cu desăvârșire renumitele căsuțe cu bunătăți, dar și patinoarul. Situația este incertă din cauza pandemiei de coronavirus, însă autoritățile locale depun toate eforturile pentru ca severinenii să simtă spiritul Crăciunului. Cu toate astea, este al doilea an consecutiv când cel mai sigur nu vom avea patinoar din cauza măsurilor impuse. Anul trecut a fost primul an în care nu a fost deschis din cauza pandemiei și anul acesta prioritatea numărul 1 a administrației locale este protejarea populației. Sperăm să putem totuși să luăm în calcul deschiderea patinoarului când vremea va permite acest lucru, dar în acest moment prioritatea rămâne protejarea populației pentru a scăpa de acest flagel și să putem să desfășurăm toate activitățile de iarnă. În principiu, oricum, am reușit să deschidem orășelul copiilor și luminile în tot orașul pentru a avea bucurile de iarnă, dar de patinar încă nu avem certitudinea că va fi deschis. De asemenea, este posibil ca târgul de Crăciun din Drobeta Turnu Severin să nu mai fie organizat ca în alți ani, cu spectacole muzicale și cu renumitele căsuțe încărcate cu bunătăți culinare. Astfel, autoritățile locale s-au concentrat până în acest moment atât pe iluminatul festiv de pe străzile municipiului, cât și pe amenajarea orășelului copiilor. La târgul de Crăciun mai contează și dorința producătorilor. Dacă producătorii vor vrea să vină și să vândă către populație produsele tradiționale într-un cadru organizat ca și târg de Crăciun, acesta se va deschide. Dar deocamdată nu avem solicitări pentru acele căsuțe și acele tarabe pentru producătorii din zonă. Și anul acesta, sărbătorile de iarnă vor fi marcate în municipiul Drobeta Turnu Severin, datorită magiei aduse de iluminatul festiv. De asemenea, orășelul copiilor va fi o adevărată bucurie pentru micii severineni, care vor avea zile de poveste alături de personajele favorite.